Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre meduze. Meduzele sunt vietăți marine care se mai numesc acalefe sau scifozoare. Denumirea de acalefă vine din limba greacă și înseamnă urzică. Sunt o clasă de celenterate care cuprind polipi în formă de cupă. Meduzele nu au creier, inimă, oase, ochi sau dinți. Sunt alcătuite dintr-un corp neted, asemănător unei pungi, și tentacule înarmate cu celule minuscule înțepătoare. Aceste nevertebrate incredibile își folosesc tentaculele înțepătoare pentru a înăbuși sau a paraliza prada înainte de a o consuma. Gura de meduză se găsește în centrul corpului. Cu această mică deschidere, mănâncă și elimină deșeurile. Gura mai este folosită și într-un alt scop. Stârnește un jet de apă din gură cu care se poate propulsa înainte. Multe meduze au organe bioluminiscente care emit lumină. Această lumină le poate ajuta în mai multe moduri, cum ar fi atragerea prăzii sau distragerea prădătorilor. Datorită faptului că în majoritatea cazurilor sunt urzicătoare, au fost numite de unele popoare meduze de foc. Meduzele sunt cele mai mari planctonuri. Un lucru foarte interesant la o meduză este că 95% din corpul ei este alcătuit din apă. Forma ei de clopot, cu tentacule de jur împrejur, a primit numele de meduză pentru că seamănă cu medusa Rea din mitologia greacă, o femeie care a jignit-o pe zeița Athena, care apoi și-a schimbat părul în șerpi și și-a făcut fața atât de hidoasă încât transforma oamenii în piatră. Meduza este denumirea acestei vietăți marine și în limba ebraică sau franceză. Oamenii de știință spun că meduzele se pot clona singure. Dacă o meduză este tăiată pe jumătate, cele două bucăți se pot regenera și se pot transforma în două meduze diferite. Chiar dacă unele meduze au tentacule foarte lungi, nu se încurcă niciodată sau nu se înțeapă. Asta pentru că tentaculele sunt foarte alunecoase și doar înțeapă alte specii de meduze. Meduza coamaleului este cea mai mare specie de meduză din lume. Are un diametru de până la 2 metri, iar lungimea tentaculelor sale poate depăși ușor 35 de metri. Cel mai mare exemplar din această specie a fost găsit mort pe plaja golfului Massachusetts în anul 1870. Avea un diametru de 2,3 metri și o lungime a tentaculelor de 37 de metri. Această dimensiune depășește lungimea balenei albastre, care este cel mai mare mamifer din lume. Un grup de meduze, care poate include până la 300.000 de exemplare, se numește înflorire, roi sau smac. Meduzele au mărimi foarte variate, de la mărimea unei gămălii de ac până la un diametru de 2,3 metri. Ele se găsesc în toate mările și oceanele lumii. Se găsesc chiar și în lacuri sau iazuri cu apă dulce. Fiecare tentaculă este înarmată cu mii de celule adaptate special să se comporte ca niște harpoane în miniatură. Aceste celule se numesc nematociste. Tentaculele meduzei urzică chiar dacă acestea sunt desprinse de corp. Cele mai mari meduze din lume pot cântări până la 230 de kilograme. Cele mai multe meduze sunt carnivore pasive. Acestea se hrănesc cu crustacee, alte meduze, icre, pești mici și plancton. Meduzele de asemenea au mulți prădători, cum ar fi rechinii, tonul, peștele sabie, țestoasele marine și unele specii de somon. Există o specie de meduză care este considerată de oamenii de știință ca fiind meduză nemuritoare. Se numește Turipotis nutricula și se poate transforma din organism matur înapoi în polip, reîncepându-și ciclul vieții. Există aproximativ 2000 de specii de meduze. Dintre acestea, 70 pot face rău oamenilor. Chironex flecheri este cea mai periculoasă specie de meduză. Oamenii de știință cred că există aproximativ 300.000 de specii de meduze ce nu au fost încă descoperite. Aproximativ 150 de milioane de oameni sunt expuși anual urzicării de către meduze. În multe părți ale lumii, meduzele sunt considerate delicatese. În China sunt utilizate și în medicină. Cea mai otrăvitoare meduză este Irukandji. Veninul de la o singură meduză Irukandji este suficient pentru a omorâ 60 de persoane. În fiecare an, meduzele omoară mai mulți oameni decât rechinii. Meduzele care stau în apropierea suprafeței și a luminii solare sunt de obicei incolore, iar cele care stau la adâncimi mari sunt roșii, mov, galbene, iar câteodată au și dungi.
Meduzele se înmulțesc în diferite feluri. Unele depun ouă care vor fi fertilizate în afara organismului, altele sunt păstrate în orificiu până se dezvoltă suficient cât să se descurce singure, iar altele se divid. Pot depune până la 45.000 de ouă într-o singură zi. Durata de viață a meduzelor este cuprinsă între câteva ore și până la 30 de ani, cu excepția unei singure specii care este considerată nemuritoare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!